m-am gândit să renodăm firul dezbaterii pe care am demarat-o acum o lună sau două despre serviciile secrete. I-am spus serviciile secrete din România și din lume. Am discutat noi la momentul acela, mi-aduc aminte, despre KGB-ul rusesc, NKVD-ul, FSB-ul de astăzi, MI6, MI5, serviciile celebre britanice, domnul colonel zâmbește, CIA-ul, ca să aflu astăzi, să citesc undeva pe un site, că Neagu Giuvara, care a împlinit 100 de ani sau a împlinit 100 de ani, a fost spion CIA. Era discuția despre Pacepa, în conjunctura aceasta mi-aduc aminte atunci. Mossad-ul. Aia lui jură pe rege. Da, Mossad-ul, care vorba cuiva, nu te juca cu Mossad-ul, că este foarte periculos. Și am configurat un pic și Serviciul Român de Informații și Serviciul Român Extern, domn colonel? Și SRI. Consider că este un subiect extrem de dificil și de vast. În a discuta despre serviciile secrete, tocmai prin prisma faptului că sunt secrete. Și atunci, dacă informațiile le poți obține din interior, dacă obții informații din interior, nu prea ai voie să le divulgi. Dacă nu, îți dai cu părerea și atunci nu vei face nimic altceva decât să confuzezi probabil mai mult subiectul respectiv. Acum făceam legătura între faptul că Neagu Juvara are un cui împotriva regelui Mihai, declarat și exprimat. Și ce a spus mai înainte, că a fost, nu există a fost. Că este agent. Nu există a fost. Așa ceva nu există. Nu ies niciodată din sistem. Domnul colonel poate să o confirme. Eu nu știu cât a fost dânsul de implicat sau nu, dar poate să confirme chestia asta. O trecere în revista a serviciilor secrete ale lumii. Toate serviciile, chiar dacă sunt secrete și sunt acceptate a fi așa, au o siglă. Au o ștampilă, au ceva specific. Spui un anumit serviciu și te gândești sau încerci să te gândești de cursul vremurilor ce a făcut bun și ce a făcut rău. Ce a făcut bun nu prea știi. Vedeți, aici există o contradicție în termeni. Serviciile secrete ar trebui să fie secrete și noi cu toate astea dezbatem despre chestia asta. În mod normal, la un asemenea cenaclu, să zic, sau o asemenea dezbatere, ar trebui să ne dăm cu presupusul dacă sunt bune sau dacă nu sunt bune, pentru că ce fac ele, cu atât mai puțin vom ști. Părerea personală este că e necesar a avea orice stat un serviciu secret. Mai este secret dacă îi spui serviciu secret? Că există? Întrebare. Retorică, bineînțeles. Care este, mi se pare mie, cea mai delicată problemă care se pune în interiorul unui serviciu secret? Oamenii aia de acolo sunt patrioți sau nu? Pentru că, contrar părerilor celor mai în vârstă, îmi pare rău că trebuie să le spun, și eu sunt în vârstă, dar cel mai în vârstă decât mine, la ora actuală, războaiele nu se mai duc nici cu bâta, nici cu piatra, nici cu tancul, nici cu submarinul, nici cu rachetele atomice. La ora actuală războaiele se câștigă cu informația. Cine are informația are puterea. Și atunci faceți socoteala dumneavoastră ce înseamnă
în plan tactic să ai oameni care îți culeg informații, ce înseamnă ca în acel plan tactic să fie oamenii altor servicii secrete care nu vor să culegi tu informațiile respective sau care vor să îți îndese pe gât tot felul de prostii și ce frecuși există între acești oameni. Ce culmea că între ei există chiar și prietenii. Poate oameni care nu s-au văzut niciodată, dar care se știu și sunt și s-au ajutat. Deci problema cea mai importantă este acei oameni lucrează pentru serviciile respective care, de fapt, în mod normal ar trebui să ajute o țară. Nu știu dacă un stat, dar o țară. Să ajungă undeva. Unde? Păi toată, eu așa cred. Acum puteți să-mi dați argumente pro și contra destule. Toată protipendada asta a aleșilor a trebuit să lucreze pentru bunăstarea noastră. Nu? Sunteți de acord cu mine? Bun, dacă sunteți de acord cu mine, serviciile secrete ce trebuie să facă? Trebuie să lucreze și ei tot pentru bunăstarea noastră. Fac așa sau nu fac așa? De ce spun chestia asta? Ca să pot să fac să vă fac o imagine despre treaba asta, o să ajung undeva înainte de 89 și să vă spun care este părerea mea despre cel care a fost așa numitul dictator, Ceaușescu. Și de ce eu știu așa, că la el n-au putut ajunge. Și atunci, prin ea, pe care au pus-o responsabilă cu audio-vizualul, l-au înnebunit făcându-l Dumnezeu. Timp de 10 ani de zile i s-a spus că e Dumnezeu. Și el, bineînțeles, că a dat-o razna, e normal. Băi, razna pur și simplu. Dacă 10 ani se spune că ești Dumnezeu, nu ai nevoie de bani în buzunar și spui vreau aia, aia, aia și aia, e normal să ai putere de plină. Același lucru se întâmplă și în interiorul serviciilor secrete. Având informația, ei pot să facă foarte, foarte multe lucruri cu aceste informații. Pot să-și umple buzunarele, pot să manipuleze masele, pot să facă constrângere asupra unor oameni cunoscuți ca fiind oameni publici, asupra televiziunilor, mass media în general. Și atunci pot să îndrepte către ceva. Stau și mă întreb dacă cineva din afară ar avea influența asupra, atât de puternică asupra unor servicii, anumit, nu vorbesc de noi sau de alții, unui serviciu secret și ar conduce, care bineînțeles că furnizează anumite informații către forul superior. Până la urmă ajung la președinte. Cu toate că mă uitam și cred că este foarte adevărat. Șefii serviciilor secrete din Statele Unite, cred că și la noi se întâmplă aceeași chestie, duc mai mulți președinți. Președintele nu știe ce știe șeful serviciilor secrete. Este clar că n-are informațiile alea. Este foarte clar. Ar trebui să, în mod normal, în marea democrație a statelor, se zice că marea democrație este a Statelor Unite, în doi imași. Nicăieri nu e. Mi se pare un concept la fel de idealist ca și comunismul, care este perfect și nu există. În mod normal trebuie să existe un feedback. Ce înseamnă asta? O posibilitate de a controla aceste servicii care sunt secrete. Păi iar e o contradicție în termeni. Cum să controlezi un serviciu care este secret? Că există comisii la nivel parlamentar care... Astea sunt povești de a dormi copii. Îmi pare rău că trebuie să spun și trebuie să deschid discuția despre serviciul secret român, care la ora asta este stat în stat. Asta este foarte clar și cred că o simțiți toți. Este stat în stat, face absolut ce vrea,
Poate domnul colonel să ne spună mai multe. Asta este o părere mea. Dânsul este... Dânsul poate știe informații din interior. Eu sunt sigur că știe. Nu poate să le spună. Asta este foarte clar. Mi se pare, se pare corect. Și vreau să vă mai aduc aminte o singură chestie. În 89, colonelul Teodorescu a fost dat la televizor într-un proces în Timișoara. Mă repet, am mai spus-o și mă repet, nu-mi iese din cap chestia asta și a spus așa. Începând de astăzi, România nu o să mai aibă nici un secret. Vă mulțumesc. Eu sunt analist de sistem, ca urmare analizez evoluția națiunilor ca sisteme autoreglabile, evoluția omenirii ca sistem autoreglabil și încerc să localizez cauzele care determină o anumită schimbare într-o anumită națiune sau la nivel mondial. Cauzele reale, să spunem, sau cât mai aproape de realitate. Problema serviciilor secrete, de fapt, reprezintă o oficializare a unei profesii extrem de vechi, care se numește spionaj. Spionajul a existat în cele mai vechi timpuri și era organizat de cei care aveau privilegii și care doreau să le păstreze împotriva celor care doreau să le ia, să le prea. Același lucru se întâmplă și în ziua de astăzi. Scopul este absolut același. Numai că acum, în situația actuală, serviciile secrete în sistemul occidental sunt dublate de servicii private de spionaj. Așa cum și armatele naționale sunt dublate de armate private. O spune Alvin Toffler, nu spun eu pentru America, spre exemplu, dar le vedem și noi de la simpli bodyguards privați până la corpuri de pază individuale a domeniilor unor oameni bogați, toate, de fapt, sunt structuri paralele cu ale statului care protejează niște privilegii. Ca urmare, important, așa cum spunea domnul doctor, nu putem noi să analizăm acum informațiile secrete care le dețin fiecare serviciu și ce considerăm prin aceste servicii. Putem să analizăm, însă, ce fel de informații urmăresc, în favoarea cui sunt utilizate aceste informații și care sunt efectele acestor informații asupra noastră, cetățeanul majoritar, neștiutor. Din această analiză mare, eu văd următoarea, să spun așa, împărțire a obiectivelor serviciilor secrete și a celor complementare și a informațiilor. Am spus că ele sunt organizate de cei care dețin privilegii. La nivelul unei națiuni, statul este cel care stabilește ce se va schimba sau se va modifica într-o națiune, la nivelul unei națiuni. Statul, adică instituția de guvernare. Nu cum scrie articolul 1 al Constituției că statul este România. Nu, instituțiile de guvernare. Serviciile secrete, deci, servesc și sunt subordonate acestor instituții de guvernare. Și ar trebui să le furnizeze informații care ar trebui să fie utile acestor instituții pentru a produce schimbări la nivel național în favoarea majorității cetățenilor, cum spunea domnul doctor. Așa ar trebui. De ce nu se întâmplă așa? Păi aici intervine un lucru foarte interesant. Toate guvernările sunt de natură politică. Adică sunt guvernări dogmatice, nu sunt bazate pe conducere, pe științele conducerii, care sunt relativ obiective și ele stabilesc ce ar trebui pentru toată lumea și ar fi normal să trăim în echilibru cu natura, ci se bazează pe dogme politice sau și religioase, care n-au nicio legătură cu știința, ci doar cu interesele private, cu cei care dețin privilegiile. Ca urmare, lumea este împărțită acum în două, nu de acum, după primul război mondial, în două. După dogmele politice de guvernare. Este sistemul capitalist, guvernat de dogmele liberale,
și care pune interese private deasupra intereselor publice, prin urmare serviciile secrete urmăresc dobândirea de informații care ar amenința promovarea acestor interese private, și sistemul socialist, care are la bază dogma, la început dogmele comuniste, ulterior ele au fost reconsiderate, am putea să zicem, dogme socialiste sau un socialism meritocrat, că, de exemplu, Iugoslavia lui Tito n-a luat calea URSS-ului. Aș putea să spunem că este cel mai democrat sistem cunoscut de istorie, că mai mult de ca oamenii să aibă un loc de muncă garantat de către stat, să poată să plece în sănătate, să vină înapoi când doresc, să poată să aibă afaceri private, dar să poată să lucreze și la public, mai mult dată nu se poate. Mai bine dată nu se poate, o negație mai mult nu se poate. Și acesta a fost distrus cu prioritate. Prin urmare, dogmele socialiste care pun proprietatea publică în interesul cetățeanului, pentru bine, cetățeanului majoritar, configurează acele servicii secrete care strâng toate informațiile necesare tocmai păstrării proprietății publice în interes public și exploatării acestei proprietăți în interes public. De ce? Păi gândiți-vă următoarea problemă. Nu trebuie să fim mari economiști. Nu putem vorbi despre bunăstare și despre prosperitate fără ca bogățiile naturale ale unei țări să fie folosite interesul cetățenilor acelui țări, nu interesul altor cetățeni din alte țări. Este o lege biologică, o lege a științelor naturii. Ori, între cele două doctrine politice, am spus socialistă, zic numai comunistă nu se poate vorbi, că comunistul e la fel de absurd ca și neoliberalismul. Deci astea două le scoatem din discuție. Serviciile secrete socialiste au promovat încă o dată acționarea de informații despre persoane, despre organizații care atentau la proprietatea publică în interes privat, cele din capitalism procedează invers. Se interesează, acționează informații cele care atentează la prosperitatea proprietății private și n-au nicio legătură cu binele public. E un lucru ușor de constatat, știți. Urmăriți ce se întâmplă de la 89 încoace, la noi. România era a șaptea putere economică a Europei și a zecea putere militară. Acum suntem a 27-a, ultima, penultima. De ce? În Europa vorbind. Dar și la nivel mondial avem relații cu aproape toate țările lumii. Acum nu avem voie să avem decât numai cu Uniunea Europeană. Și alea sub control. Ce s-a referit domnul colonel Dițescu despre serviciile, activitatea serviciilor secrete privind problema menținerii unui sistem politic sau altul. Și am să mă refer la câteva chestiuni de natură tehnică și apricepe cam ce înseamnă informații și contrainformații. Ce înseamnă spionaj și contraspionaj. Este ușor să vorbești și să menții un sistem politic, dar sistemele politice se schimb pe baza unor înțelegeri tacite între șefii de state. Așa cum s-a întâmplat pe 23 august 1939, Pactul Molotov-Ribbentrop. Comunismul va dura în Europa 50 de ani, iar cei care erau puși să-l distrugă au fost sovieticii. Nu americanii, nu Occidentul. Iar Nicolae Ceaușescu nu s-a opus, pentru că era un dogmatic al comunismului și al socialismului, care era distrus socialismul în 1978. Vă spun anul. Nu mai vorbiți, domnul doctor, lăsați-mă să vorbesc și după aceea mă întrebați în particular. Nu te-ai că a luptat pentru că era normal să creadă în așa ceva. Era normal să fim manipulați. Pentru că în 1978 a fost primul an când s-a încălcat și nu s-a mai dat la țăran 30% din producția la hectar. Și au luat-o cei care au condus, inclusiv Adrian Păunescu, care avea ferme și nu plătea impozii către stat, către nimeni. Singurul lucru care domnul colonel Ghițescu l-a spus, că oamenii în servicii secrete, mai ales șefii lor, nu cei care sunt lucrători, ca albinele, îi adictează.
Iar cei care strângeau informații din 1974, când Nicolae Ceaușescu a devenit dictator de drept și de facto, a trebuit să cenzureze foarte multe informații. Asta un aspect ca să vedeți cum au decurs lucrurile și cum am fost manipulați noi. Să nu mai vorbesc de manipularea din 1968, cu grupul, cu Pătășcanu, cu ceilalți și așa mai departe, și noi am aplaudat. Nu v-a spus niciodată nimeni că vizita în Ciuslovacia în 1968 trebuia să se termine pe 20 august 1968 la Praga. Iar Ion Pașepa pe 19 august dimineața i-a spus: în țară strângem bagaje, plecăm. Adunați toți oamenii și plecăm imediat. Ioane, nu vă spun absolut nimic aici. Vă spun acasă. Și a trebuit să plece, că următorul stat care trebuia să fie ocupat era România. Iar în noaptea de 19 spre 20 august, oameni din serviciul KGB-ului ocupaseră toate aeroporturile din țară. Și pentru dezarmarea celor care păzeau aeroporturile. Pe vremea aceea nu se putea spune asemenea lucruri. Am avut oameni de valoare și un ofițer de informații și contrainformații, spionaj și contraspionaj, la ora actuală, în limitele modernismului actual, poate să lucreze pentru 5, 6, 7, 8, 9, 10 servicii. Depinde cine pune mâna pe informația respectivă. Pentru atâta timp cât noi, în conducerea acestei țări, avem numai oameni care sunt ai serviciilor secrete, numai românești. Toți oamenii din Comitetul Politic Executiv erau spioni autostate. Emil Bonăraș a fost spion sovietic, parașutat în România în februarie 1943 și a avut drept cel ceea ce s-a întâmplat la 20 august 1944. Caraman a lucrat pentru serviciile de informații Mossad și a descoperit secretul băncii elvețiene în favoarea Israelului. Domnul colonel Talpeș, bineînțeles, cunoaște foarte bine, a fost șeful editurilor militare. A fost și la Moscova, a fost și la Washington. Și a trecut de la partea de la Moscova de răsărit, a trecut direct la Washington. Și n-a fost numai dumnealui, a fost și alții. Nicolae Pașepa a fost omul care a făcut legătura lui Nicolae Ceaușescu cu oameni din sistemul terorist internațional. Și ăștia, oamenii aceștia, erau folosiți de tot șefii de stat al marilor puteri. Numai la noi se folosește. Mă uit acum că actualul președinte folosește aceleași mode a lucra, la fel ca Nicolae Ceaușescu cu coloanele oficiale. În nicio țară din lume nu se folosește așa ceva. Când a venit Mihail Gorbaciov în România, în gara de nord era însoțit de doi ofițeri KGB. Nicolae Ceaușescu a spus: estimată coloană, nimic. Iar în fața lui era un reprezentant al Serviciului de Informații a Securității, care: vă rog să faceți loc, că trece tovarășul președinte, secretar general Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tovarășul Gorbaciov. În gara de nord, ca orice muritor de rând. Acestea erau lucrurile care nu se putea spune absolut deloc. Eu, dacă aveam angajament semnat la securitate, astăzi nu vă vorbeam. Că nu mai avea cine. Indiferent în ce serviciu semnam. Că am avut tăria de caracter și a spune nu și a lua informațiile care au fost. Am rămas speriat în 1967, elev caporal fiind, când mi s-a dus la cunoștință că toți generalii armatei române erau trădători la URSS. Și domnul colonel Ghițescu, pe bună dreptate, spune că suntem ocupați. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, când această țară nu a fost ocupată? Și economic, și militar, și informațional. Ba da, Alexandru Ioan Cuza nu a făcut altceva decât să
execute ordinele împăratului Napoleon al III-lea, punând în aplicare exact punctele revoluțiilor de la 1848. Revoluția la 1848 în România a fost revoluție masonică de tip francez. Și am fost controlați în primul război mondial de cele mai puternice servicii de informație engleze, MI5 și MI6, în care un spion român se numea Magda Bibescu, rudă cu familia Văcărescu și s-a căsătorit cu prințul Valentin Bibescu, care și-a luat al 20-lea carnet de pilotaj mondial și înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe de la Mogoșoaia, Palatul Mogoșoaia, care a fost cumpărat de Magda Bibescu. Și stătea Magda Bibescu cu omul de legătură englez. Și în primul război mondial, Turcia și Bulgaria erau aliate Imperiului Austro-Ungar și Germaniei. Iar armata română, formată din 4 armate, 3 le trimite în Ardeal. Și una a rămas pentru cele două, Moldova și Țara Românească. Poate domnul colonel Mihai Ghițescu, fiind mai vârstă și făcând războiul, cunoaște mai multe probleme de strategie și politică militară. Păi nu se poate așa ceva. Domnule, să nu ne jucăm, iar informațiile se pot verifica într-un timp destul de mare, între 5 și 15 ani, dacă ea este veridică sau nu. Dar noi avem o mare vină, ca oameni. Acceptăm totul și vă pun în vedere câteva probleme. De-a lungul istoriei, țările române au fost conduse de cumani, în Cecenia, foarte buni luptători. E problema de Bogdan, mari patrioți. Cumanii sunt mari patrioți. Eu am fost chiar prieten cu un cuman care s-a dus. Vă mulțumesc pentru... Mulțumim. Așa. Interesant. Și pentru... Da. Mai, ca să înțeleagă oamenii că lucrurile nu sunt chiar așa de bine. La noi, la ora actuală, începând de Alexandru Ioan Cuza și până astăzi, nu s-a schimbat nimic. Oamenii din sistemul de serviciu de informații sunt mână-mână cu procurorii. Și nu s-a schimbat nici de la Cuza, nu cunosc acest lucru, cum a funcționat pe timpul lui Carol I, Carol și Ferdinand, știu cum a funcționat pe timpul lui Carol al II-lea și până astăzi, foarte bine, nu s-a schimbat la nimic, ci s-a amplificat. Și dumneavoastră rețineți o chestiune importantă, este cine primește informația și cine ia decizia, atunci imediat pe loc. În momentul când ai luat decizia, ca om politic și de stat, toate celelalte servicii de informații care sunt colaboratoare sau inamice sau adversare au catapultate zero. Informația care l-a avut-o este zero. Noi nu avem acești oameni politici de stat care să ia decizii. Oameni care au fost politici care au luat decizii au fost Ion Cebrătianu, Carol I, Ionel Cebrătianu, Ferdinand, Regina Maria, și și-a asumat riscul de a menține această țară Mareșalul Ion Antonescu. De la 6 septembrie 1940 până la 23 august 1944. Nu ne spuneți acum, ne spuneți marți cum e cu Mareșalul. Lăsați că alea este partea cealaltă. Da. Mulțumim. Și mai departe, în 1965, pe 22 martie, tovarășul general sau colonel Ion Dincă a primit ordin la Nicolae Ceaușescu ca toți membrii Comitetului Central, care erau împotriva lui să nu fie ales secretar general Partidului Muncitoresc Român, au fost ținut 48 de ore acasă la domiciliu păziți. Informația am avut-o de la un veteran de război, invalid, și mi-a dat-o în 86 când eram major. Pentru că fiul domniei sale a fost ofițer de securitate, acum este la pensie în București, a fost participant.
Așa a fost ales și asta se numește? În limbaj militar, domnul colonel, tot, tură de stat, da? În 1967, tot cu ajutorul Serviciilor de Informații, Securitatea, Nicolae Ceaușescu ocupă și funcția de președinte al Consiliului de Stat. Deci două funcții, da? În 1974, pe 28 martie 1974, Nicolae Ceaușescu ajunge la funcția de președinte a Republicii Socialiste România și în acest moment ajunge dictator de drept și de facto și subornează absolut de la el în jos toți. Eu sunt partidul, eu fac. Îi spunea lui Mihai Pașepa, eu am făcut Constituția, eu o schimb.